Născut în Franța, la Nancy, pe 26 aprilie 1981, Mathieu Delpierre a început fotbalul profesionist din 1999. În iunie 2014 face parte din compartimentul defensiv al echipei australiene de primă ligă, Fotbal Club Victory Melbourne, grupare fotbalistică câștigătoare a campionatului din țara Cangurilor un an mai târziu, în 2015. În calitate de fundaș al echipei australiene, francezul a reușit de mai multe ori să ridice în picioare suporterii din tribune și să accelereze ritmul comentatorilor TV, mai ales la marcarea golurilor pentru echipa de la Antipos. Iată, spre exemplificare, un scurt fragment dintr-o partidă a sezonului 2014-2015 câștigată de echipa australiană și prin contribuția francezului marcator. Se întâmpla în partida susținută contra australienilor de la Western Sydney Wanderers. In the book why there wasn't a card shown for that challenge, but they may take full toll here, and they can do, and they are in front, the Melbourne Victory, the first goal of season 10 goes to the new boy, Mathieu Delpierre. Până să devină jucător al echipei din Australia, Delpierre a mai trecut pe la Lille OSC, a jucat în Germania la Verein für Bevengünspiele Stuttgart sau TSG Hoffenheim. La Naționala Franței este pentru prima oară convocat în martie 2008, iar dacă s-ar apela la alte date extrase din competițiile europene, ar trebui subliniate următoarele isprăve ale francezului. 25 de partide susținute în Cupa UEFA sau Europa League, 15 în Liga Campionilor, 161 în Bundesliga și 81 în Ligue 1.